Poamă care a întreținut niște legături culturale extraordinare și a organizat și manifestări și saloane de carte la care noi am participat și la care am fost și prețuiți. Și de aceea Vasluiu mi este drag. Am fost acolo și cu academicianul Eugen Simion, ex-președintele Academiei Române, care are pentru Vaslui și el o prețuire aparte, un sentiment așa foarte... Mai este și un domn Codreanu pe care cu siguranță că l-apreciați și iubiți. Da, nu. Și aveți mai mult prieten literar și noi știm de chestia aceasta. Mai cărturar, Teodor Codreanu, și care a lămurit și... Eminescolog. Eminescolog în primul rând. Vreau să vă spun că eu în toamna acestui an organizez la Chișinău un mare congres al eminescologilor de întreaga lume și... Teodor... Fii grozav, vă dorim să uiți de pe acum. Teodor... Este un act plin de noblețe și de necesitate. Da, Teodor Codreanu va fi prezent. Dragă maestri, iar v-ați cantonat în elemente de academie, iar v-ați rugat să zâmbiți și să ne spuneți cum a scris domnia voastră epigramă. Și chiar, așa cum obișnuiesc eu... Epigrama am scris-o chiar în județul dumneavoastră. Nimic nu-i întâmplător, domnul academician. Și era prezent și marele poet Grigore Vieru, Dumnezeu să-l ierte, da, care a fost și un bun epigramist și un poet sensibil și la această undă a umorului. Și la Huș, fiind prezent la Muzeul Vinurilor acolo, este un mare cub așa de sticlă, în care sunt montate vreo 350 de sticle de vin, și dar ghidul ne povestea calitățile vinului fără ca să-l degustăm, fără gașa, și am observat că Grigore Vieru a scris în carte de impresie o pagină întreagă. Și eu atunci am făcut o epigramă care i-a plăcut și lui. Zic, dacă vă amintiți, chiar eu insist, cu orice artist cu care discută, rog să cânte ori un refren, o să spună un vers, o strofă, sau de ce nu, o epigramă în cazul acesta. Vă spun și epigrama. Vierde mai demult, sosit la Huș, scriseș cu mult mai mult decât băuș. A trebuit să bat de mâni și consideraz că fac acest lucru la modul. Pentru că mi-a dat o veste bună, pe care o știam pe jumătate, dați-mi voie să ofer și o veste bună, sper în exclusivitate și m-aș bucura. La un alt prieten de-al domniei voastre și al nostru și al tuturor celor care scriu, la Vitrișoaie data aceasta, poetul și scriitorul Ion Mâcnea, poate îl știți, poate nu știți, sigur că îl știți, a înălțat un obelisc de aproape 20 de metri, unde, în vârful căruia, a pus statuia lui Eminescu, și până la toamnă va fi și Grigore Vieru, Vieru acolo, alături. Da, fiindcă Grigore Vieru a fost chiar că un eminescian, are și un legământ extraordinar, el a spus că... prin anii... Dar oare cine a spus frumos Grigore Vieru? Da, da, prin anii 60, că dacă nu o să audă dâșii al codrilor zbucium, spuneți-mă la căpătâi ca să o am... cu tot zbuciumul și cu tot freabătul. Vieru este un poet național, de fapt. Lumea se uită cam așa cu suspiciune la noțiunea de poet național și contestă acest termen la ora asta. Dar eu am... Doar anumite segmente, nu toată lumea. Da, da, bineînțeles. Eu, având niște relații cu Uniunea Scriitorilor din Italia, am remarcat că ea se cheamă Uniunea Națională a Scriitorilor din Italia. Iată, credeți că italienii nu se tem de noțiunea de național. Dragă maestră, cu bucuria că v-am întâlnit. Cu regretul că nu putem să stăm două ore de vorbă în cadrul unei emisiuni, așa cum am făcut eu la Vaslui. Am 87 de emisiuni pe sticlă despre cultură și am 385 de emisiuni, se numesc La o ceașcă de cultură, unde întreaga cultură care a trecut pe acolo, bine, o mai fi rămas și alții, m-am bucuria să fie cu mine, discutăm
cât nu mi-aș dori eu să discut cu dumneavoastră, câte nu avem de aflat și de învățat. Finalizăm cu o întrebare. Cu o întrebare, bineînțeles, tot de umor. Veți mai scrie epigramă? Epigramă scriu din când în când. Colegul meu, Nicolae Dăbrișa, zice, băi, ce poți scrie așa rar, dar scrie bine. O altă persoană. Da. Și, haideți să vă spun una mai recentă așa, întrucât la București cei doi premieri, Ponta și Filat, au fost la meciul Atletico Madrid, Atletico Bilbao, care este din aceeași țară, după da, cum da, da, dumneavoastră, da. Și am scris așa și eu o epigramă, zic că cu gândul la unire, premierii democrați au venit ca să admire o bătaie dintre frați. Val Andrescu, Televiziunea Vaslui, Ziarul Meridianu, tv.ro și, de ce nu, Academia Păstorilor din care fac parte. Vă mulțumim frumos și vă dorim succes pe toate segmentele domeniei voastre de viață, de activitate, la cât mai multe opere, la cât mai multe scrieri și analize pentru binele culturii române în general. Mulțumesc. A fost o bucurie.